Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din într-o nouă serie de dacă vă place acest joculeț. Este un joculeț micuț, dar destul de scump pentru cum pare. Și jocul ăsta oferă un fun pentru dacă vrei să joci cu un prieten sau cu mai mulți. De nedescris, mă băieți, pentru că e foarte, foarte distractiv în comparație cu cum arată. Să știți că e forță jocul, deci chiar merită să-l încercați. Jocul se cheamă The Escape, să probabil deja ați văzut din titlu. Este vorba că tu ești un prizonier, ai mai multe chestii de făcut și trebuie să încerci să scapi. Sper că prost, nu știu că am destul de inteligență. Acum pentru că vreau să fac lopata forță cum ar veni, dar hai să ne punem cu skillurile. Uite că stăm bine. Ok, da. Deci trebuie să faci skill-uri, trebuie să faci, ok, free time, bun. Acum hai să trebuie să furi, de asta e, trebuie să, deși scopul jocului este să evadezi din închisoare prin absolut orice metodă. Tot ce faci putea să te ajute să scapi. Așa că uite, câte chestii aici. Forță, bine, nu cred că am loc de toate, dar nu-i bai. Nu e asta problema. Ce am nevoie să fac? Și cum puteam să craftez? Asta am, îmi trebuie o pilă. Ca să craftez asta. Ok, uite că am și o pilă. Îți jonești, cred că am nevoie de mai mult, dar... de fapt, stai că n-am nevoie... Trebuie să mai craftez un ăsta, am consumat lemn degeaba. Mamă, uite ce am făcut. Uite ce am făcut, mă vezi, că n-am fost atent. Și o să încerc să evadez chiar episodul, pentru că eu m-am așcat puțin înainte. Să încerc... Nu, asta am nevoie și mai ce am nevoie? Și așa, ok. De luăm asta. Așa. Așa că trebuie să scriu un mesaj. Și uite cum iarăși am uitat să dau pe game capture. S-a întâmplat exact ca în videoul de ce, sigur. Exact la fel s-a întâmplat. I'm sorry, boys. I'm sorry, nu știu, nici nu-mi dau seama, pentru că schimbi jocul, pentru că trebuie să filmez puțin mai pe grabă, mai pe una alta. Dar e problemă, e problemă de război. Oho, hai să ne mânii lopata aia forță, nu mai trebuie un de la și un de la. Și nu știu că am, uite că am. Oho, și uite așa am craftat noi băieți și asta forță. Bun, încă nu o să termine free time, nu știu dacă vreți să vă vedeți pe unde o să scăpăm. The proper location to doing something. Nu-i problemă. Uite, putem să mergem așa frumos. Aici nu putem să intrăm. De fapt, dacă ne chinuim puțin, aș putea să intru. Dar, uite, noi o să scăpăm. Uitați pe aici. Pe cine așa? Nici n-avem mult de spart. Trei chestii și am reușit să scăpăm. Cred că chiar acum aș putea să scap, dar... nu știu cât mai durează free time-ul acesta. Cred că până la 12. Mai durează free time-ul și nu m-aș chinui acum, nu știu ce să zic, dar hai să încercăm mai. Nu avem nimic de pierdut, hai. Stai, care mă, îți dai seama când se termină free time și chestii, știi, că se aud țâng, 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 na. Da, deci m-am zis, sper că vă place acest joculeț pentru că, m-am spus, are destul de multe de oferit la cum arată. Scăpăm pe aici? Nu. Pe aici, așa. Acum ne apucăm de săpat frumos. Da, chestia asta ne consumă energie, dar... nu-i problemă. Uite ce am zis, că se termină măcar să apuc să sap asta. Mare 20. Launch time. Ok. Trebuie să o scot. Cum o scot? Hold room. Oho. Launch time, ok. Eu la launch time, cred că pot să țin asta cu mine atât de cât nu e niciun gard de la cu de metale. Ce ăștia s-au bătut aici. Eu pot să vin frumos acum aici, știți, și după aia să fac chestia asta. Stau aici puțin, îmi reface și mie viața. Ce îmi reface? Mă rog, viața, energie și viața ți-e reface. Deci dacă vreți să vă refaceți viața în jocul ăsta, trebuie să stați în pătuț. Să vă odihniți frumos sau să mâncați. De ce nu? Așa, acum apăsăm noi E, frumos, și acum ne apucăm de săpată. Băieți, frumos, stăm aici, noi săpăm.
nu știu că, cred că scăpăm în episodul ăsta fără probleme, mai ales că aveam și itemele deja pregătite, nu știu cum aparent, dar le aveam pregătite. Dar job time, dar nu-i problemă, că când noi deja evadăm, nu mai avem probleme de chestii. Sau să mergem la job, sau nu mergem la job. S-ar putea să fie probleme dacă nu mergem la job. Dar cui mai pasă de probleme până la urmă dacă evadezi? Cui mai pasă de probleme? Da, oh shit, s-ar putea să nu ne ajungă? Băi, sper că ne ajunge o lopată de asta forță, că dacă nu, e nasol. Ia să vedem. Ho, ho, și-am scăpat, mă, băieți. Ce rapid am scăpat forță. Cum se întâmplă? Ho, ho, you escape. He, he. Knocks out, styles destroy, ho, ho. Day 3, interesant, ok, am anotat ce. Da, băi, dacă vă place, am făcut un episod mai scurt așa de escapist, dar eu sper că v-a plăcut. Probabil ce alte episoduri o să fie mai lungi, dar... Na, asta a fost și o închisoare easy, adică chiar e ușoară chestia asta. Scapă, cred că, oricine din ea. Dar sunt foarte, 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 foarte multe mape. Nu uitați, o să mai anunț încă o dată și pe acest clip ca să fiu sigur că toată lumea știe. Postăm 3 clipuri pe zi, mă, băieți, la ora 12, nu, la ora 8, la ora 12 și la ora 4 aveți în fiecare zi clipuri cu diferite jocuri. Deci rămâneți geană pe canal, mai ales luna asta, pentru că luna asta o fac așa ca să-mi intru în reflex. Iar după aceea o să vezi că o să continue tot așa și mai ales că trebuie să începem ușor, ușor, după ce ne obișnim clipurile zilnice, să facem și live stream-uri. Nu uitați că aveți și Instagram-ul meu în descriere și contul de Discord, unde aveți, unde există un bot care vă trimite notificări de fiecare dată când postez și pe Instagram, dacă mai vreți să fiți la curent când mai fac un live sau ce se mai întâmplă prin viața mea atât de special, deși nu prea se întâmplă nimic, sunt o persoană foarte anostă. E, asta e. Ne auzim data viitoare. Ciao, vă. Pa, pa.